Ochiul atent al unui giurgiuvean găsește că în urbea sa sunt zone drăguțe ori lucruri bine făcute, pentru care s-au cheltuit bani și energie, dar tot același locuitor al orașului de la Dunăre apreciază că mai sunt destule de realizat în localitatea sa. Până la aducerea în deplinire a unor eventuale proiecte de viitor, omul de bun simț nu-și poate explica cum cetățeni certați cu manierele civilizate de conviețuire produc pagube prin deteriorarea mobilierului stradal, necinstirea unor nume ori personalități sau distrugerea unor indicatoare de circulație. Câteva din zonele unde se întâlnesc aceste fapte, Parcul Alei, Piața Sfântul Gheorghe sau Parcul Mihai Viteazu. Parcul Mihai Viteazu din Giurgiu reprezintă pentru giurgiuveni unul din locurile unde se adună mai ales seara pentru relaxare. Așa zisul exces de zel al unor creatori artistici dăunează grav bunului simț, pentru că aici întâlnim înscrisuri și desene care n-ar trebui să-și găsească locul. În Parcul Alei însă există special amenajate spații pentru iubitorii de graffiti. La intersecția străzii Negru Vodă cu Bulevardul Dacia, un indicator de circulație ar fi putut până acum pune în pericol viața unor oameni, pentru că de câteva zile nimeni nu s-a preocupat de înlocuirea sa. Se conștientizează oare de către cei care au produs această distrugere ce se poate întâmpla într-o astfel de intersecție? Sperăm însă ca cei îndrituiți să repare acest lucru. De bună seamă că în multe din aceste cazuri, cetățeni certați cu civismul sau săraci între ale educației sunt responsabili pentru cele întâmplate și atunci câteva întrebări se impun. Mai putem spera în educarea unor astfel de oameni? Cei care au responsabilități în remedierea acestor neajunsuri n-au sesizat astfel de lucruri? Dar poliția locală ar putea contribui la reducerea acestor cazuri?